Maria Teohar, povestea unei minți polivalente din România. Descoperă povestea fascinantă a Mariei Teohar, o figură remarcabilă din istoria României. Născută la Giurgiu pe 22 aprilie 1885, Maria Teohar era mult mai mult decât o simplă persoană. Vorbea fluent engleza, franceza și germana, excela în desen, pictură și interpretare la pian și avea un talent incontestabil în broderie și croitorie. Dar pasiunea ei supremă era matematica. În ciuda aptitudinilor sale variate, Maria a urmat cursurile Facultății de Științe din București și s-a specializat în astronomie în Franța. A studiat fizica solară la Paris și la Nisa, lăsând în urma ei 44 de desene extrem de detaliate ale activității solare. Din păcate, lipsa mijloacelor adecvate de protecție a vederii în acea perioadă a avut repercusiuni negative asupra sănătății ei. Forțată să renunțe la cariera de astronom, Maria Teohar s-a dedicat profesiei de dascăl. Lucrarea sa notabilă, Observații ale petelor solare din anii 1909-1911, obținute la Observatorul Astronomic și Meteorologic din București, apărută în 1916, și contribuția sa la dezvoltarea învățământului prin publicarea de manuale de matematică și astronomie, merită recunoașterea noastră și admirația noastră.